Mark Twain, ăsta a fost omul vorbelor de duh, un mare scriitor american, a zis că singura persoană care dorește schimbarea este copilul ăla care înscutece și ud. Ăștia singurii oameni care își doresc cu adevărat schimbarea. În zicala asta lui cu foarte mult tâlc, stă cred un mare adevăr. Și anume că noi oamenii, dragii mei, ne alcătuim o zonă de confort a vieții, ne facem un anumit set de reguli după care ne ghidăm viața, ne dezvoltăm o anumită filozofie de viață și spunem, Domnule, cu asta mă duc la drum în viață. Și prea rar se întâmplă ca uneori să mai ajustăm sau să ne corectăm și să constatăm, de fapt, onest fiind, câți lucruri care nu merg și care nu funcționează și care trebuie schimbate. Există o, dacă vreți, o rezistență teribilă la schimbare în viața oamenilor. E adevărat, dragii mei, că există lucruri care se schimbă în mod natural, prin progres. De exemplu, se schimbă tehnologia, oameni buni. Se schimbă tehnologia. Gândiți-vă doar la modalitățile de a comunica unii cu alții. Gândiți-vă că în urmă cu 100 de ani aveam scrisorile. Telefonul ăla sau telegraful era ceva revoluționar. Am ajuns mai apoi, dragii mei, să avem telefoanele astea cu fir. După aia, telefoanele fără fir. Acum avem, dragii mei, posibilități, avem WhatsApp, avem, nu știu, Messengers, avem atâtea modalități de a comunica unii cu alții. De ce? Pentru că există lucruri care progresează. Există lucruri care se schimbă. Și asta este o evoluție naturală a lucrurilor. Se schimbă tehnologia, sunt lucruri care ne fac viața mult mai ușoară, sunt lucruri care contribuie, dacă vreți, la progresul societății. Mai apoi, alte lucruri care se schimbă în mod natural sunt, sau este, dacă vreți, vestimentația. Acum vă spun sincer, mi-a trimis cineva o poză cu mine de amuns 15 ani, eram, cred că, la institut, nu mai știu, m-am speriat când am văzut ce haine purtam pe vremea azi. Doamne, ferește și apără! Pentru că acum când te uiți în trecut, în urmă cu vă mai aduce, uitați-vă, vă rog, la costumele voastre de miri, să vedeți numai. Doamne, zice. De ce ai șocul? Eu am avut, efectiv, am avut un șoc. Doamne, cum putem? Pantonii la trapezi, la Beatles. Pentru că la vremea respectivă, așa era trendul cultural. Dragii mei, sunt lucruri care se schimbă, da? Sunt lucruri care evoluează, pentru că există o perpetuă schimbare în lumea aceasta. Există o schimbare, dacă puteți să vă uitați, foarte interesant și în domeniul locurilor de muncă. Există locuri de muncă care se desfințează, există locuri de muncă noi. Gândiți-vă numai revoluția asta a inteligenței artificiale, câte locuri va desfința și câte oportunități va crea pe de altă parte. Gândiți-vă că ce spune la un moment dat Yuval Noah Harari despre faptul că partea asta robotică va înlocui foarte mult. Asta va fi revoluția, dacă vreți, în domeniul muncii. Roboții vor înlocui oamenii. Dragii mei, ce vedeam noi pe vremuri, m-am uitat la Terminator și eu când eram mic. Cyborgii și roboții, ce vedeam atunci, se întâmplă să-i vedem astăzi în realitate. Adică există lucruri care se schimbă, se transformă. Ceea ce părea doar o ipoteză, astăzi este o realitate. Pentru că lumea, dragii mei, este într-o continuă schimbare. Se mai schimbă, de exemplu, anumite obiceiuri. Hai să spun, de exemplu, doar obiceiurile culinare. Păi cine a știut, oameni buni, până când au apărut dieteticienii ăștia și nutriționiștii, care sunt mari influenceri pe rețele de socializare? Cine a știut că slănina și cu pâinea sunt compatibile? Noi nu am știut asta. Și acum, dintr-o dată, când, domne, carbohidrații, n-ai știut, dar se schimbă și obiceiurile culinare. Pentru că există, dragii mei, dacă vreți, un progres în zona asta. Sunt lucruri, atenție, care se schimbă. E un progres. Există mai apoi însă, dragii mei, și venim în zona spirituală, există lucruri care nu pot fi schimbate, deși unii oameni vor să le schimbe. Există lucruri care se schimbă, dar mai apoi, uitați-vă, există lucruri care nu pot fi schimbate și nu-i voie, dragii mei, n-avem dreptul să le schimbăm, pentru că nu sunt de la noi, pentru că sunt de la Dumnezeu. Te rog, afișează Galateni, capitolul 1, cu versetul 6. Există ceva, dragii mei, ce nu poate fi schimbat. Și Apostolul Pavel spune în direcția aceasta celor din Galateni, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos, la ce?
la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar zice el în versetul 8, deci chiar dacă noi înșine, fiți atenți, dacă eu, zice Pavel în persoană sau altcineva din echipa mea sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovădit-o eu să fie anatema. E un cuvânt foarte dur. N-are rost să vi-l mai spun toată semnificația cuvântului anatema. E blestemat să fie. Sau un termen din ăștia tradițional, afurisit să fie. Asta înseamnă. E un termen dur. Dar Pavel spune, ascultați aici, există lucruri care nu pot fi schimbate. Evanghelia, dragii mei, care schimbă vieți, nu poate fi schimbată. Mesajul Evangheliei, esența Evangheliei, nu poate fi schimbată. Pentru că este, dragii mei, dată de Dumnezeu și este pentru fiecare din noi. Spunea într-adevăr, foarte cresugestiv, John MacArthur, într-o carte de lui, spunea felul următor că foarte mulți oameni au ajuns să facă din Evanghelie un fel de produs. Și când Evanghelia pentru tine este un produs și nu mai este cuvântul lui Dumnezeu și când este doar un produs de marketing prin care vrei să ajungi la mai mulți oameni, în momentul în care Evanghelia este un produs, ascultă-mă, vei avea dorința și tendința să fii cât mai atractiv. Cum poți să fii mai atractiv? Să fii cât mai puțin deranjant pentru oameni. Să predici o evanghelie care nu-l deranjează pe nimeni. Să predici o evanghelie în care să-i spui la om că ești ok și așa, în păcatele tale, că Domnul te iubește și Domnul se va îndura cumva de tine. Eu știu că e deranjant să spui ție sau să spui unor oameni că dacă nu se pocăiesc vor merge în iad. Știu că nu-i populară chestia asta. Dar există oameni care au transformat Evanghelia într-un produs. Există biserici în care Evanghelia este doar un produs care trebuie vândut și în care vom găsi mesajele foarte pozitive, vom găsi chestii care să te ajute să te îmbunătățești puțin viața, să o faci mai suportabilă, dar nu schimbă viața. Mai apoi, dragii mei, spunea John MacArthur și avea mare dreptate aici, spunea că acest produs, ca să aibă în continuare succes, trebuie updatat, trebuie îmbunătățit mereu și mereu, trebuie schimbat ceva la el. Și marea problemă, dragii mei, este atunci când schimbăm mesajul fundamental al lui Dumnezeu. Evanghelia nu poate fi schimbată. Evanghelia, dragii mei, este de la Dumnezeu, este valabilă, este, ascultați-mă, este neschimbabilă. Pentru că este din Dumnezeu, pentru că este mesajul fundamental prin care Dumnezeu spune oamenilor că există o soluție, există o șansă, există una singură și anume că Hristos, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, a murit și a înviat pentru noi, murind pentru păcatele noastre. Există lucruri, atenție, care se schimbă, există mai apoi lucruri care nu se schimbă și nu pot fi schimbate. Dar pe de altă parte, dragii mei, există lucruri care trebuie schimbate. Inclusiv în ceea ce privește percepția noastră despre biserică, în ceea ce privește percepția noastră despre viața spirituală. Și lucruri care trebuie schimbate, dar există o rezistență puternică la schimbare. Vă duceți aminte care este reacția lui Petru și care este reacția multora când Dumnezeu îi dă o vedenie și când în vedenia aceea îi spune Petre, taie și mănâncă. Și ce-a zis Petru? Nici de cum. Nici de cum. Ferească Dumnezeu. Deși Dumnezeu îi vorbește. Există oameni, dragii mei, care atunci când Dumnezeu le vorbește că trebuie să schimbe anumite lucruri, să facă anumite lucruri, să iasă din zona lor de confort, să iasă din tiparele gândirilor, prima lor reacție este nici de cum. Pentru că, dragii mei, la schimbare întotdeauna va fi o mare rezistență. Dar este foarte interesantă evoluția lui Petru. Petru, de la expresia asta, niciodată, Doamne, nici de cum, Doamne, după scurt timp, după experiența din casa sutașului Corneliu, zice, cine eram eu, ce să fac? Să mă opun lui Dumnezeu? Eu n-am crezut că Dumnezeu lucrează așa, eu n-am crezut că Dumnezeu dă mântuire și neamă, eu n-am crezut că Duhul Sfânt îi și pentru ăștia pe care noi evrei vedem inferior, dar m-am convins de un lucru, că Dumnezeu e diferit de mine, Dumnezeu gândește dincolo de tiparele mele. Dar există, dragii mei, spun încă o dată, o mare rezistență la schimbare. De aceea,
Vreau să vin înaintea dumneavoastră tocmai cu mesajul acesta despre rezistență la schimbare. Pentru că, și ce e interesant, biserica din Ierusalim și oameni, mii de oameni, împreună cu apostoli, împreună cu prezbiteri, împreună cu leadership-ul, împreună cu oamenii care sunt acolo, după ce au parte de o mare schimbare, după ce trec de la iudaism și se plantează biserica, se fondează biserica din Ierusalim, dragii mei, oamenii aceștia la un moment dat rămân închegați acolo, rămân închistați în tradițiile lor și Dumnezeu vrea să aducă schimbare. Și oamenii ăștia nu mai vor să schimbe. E foarte interesant că există oameni care în urmă cu 10 ani, cu 20 de ani, Dumnezeu i-a promovat, Dumnezeu i-a ridicat să facă schimbări, după ce le-au făcut la un moment dat, devin foarte rezistenți la orice schimbare ulterioară. Asta se întâmplă cu biserica din Ierusalim. De aceea, dragii mei, vreau să vedem în această zi, să vorbim despre subiectul acesta al rezistenței la schimbare. Și primul lucru pe care vreau să-l subliniez este acest aspect. Ascultă-mă ce spun. Siguranța tradiției. De ce e greu să te schimbi? De ce e greu să schimbăm anumite lucruri? De ce ne este atât de greu, dragii mei, să facem anumiți pași? Știți de ce? Pentru că siguranța tradiției pentru noi este mai tentantă decât suspansul tranziției. Siguranța tradiției e mai tentantă pentru cei mai mulți decât suspansul tranziției. Pentru că acolo când e vorba de tranziție, sunt multe necunoscute. Nu știi cum o să fie. Dumnezeu nu-ți dă desfășurătorul dinainte. Fii atent, dacă faci schimbarea, să se întâmple asta 100%. Și atunci, cei mai mulți oameni, dragii mei, știți unde rămân? În zona de confort a tradiției. Pe calea asta au fost și ăștia, și ăștia, și ăștia. Noi de 100 de ani așa facem. Facem și de 100 de ani încolo. Chiar dacă nu-i bine. Chiar dacă la un moment dat lucrurile nu mai merg. Gândiți-vă, biserica se naște la Ierusalim. E locul de naștere a bisericii. E într-un context, atenție, se naște într-un context evreiesc, pur evreiesc, iudaic. Sunt oameni, dragii mei, toți care sunt familiarizați cu Iahve, cu Vechiul Testament, cu legea mozaică, cu toate tradițiile, cu toate datele, mai apoi multe puse din ei de către farisei și cărturari și, și învățătorii legii. Ei, gândiți-vă, dragii mei, că vine momentul când Dumnezeu vrea să le spună, ok, e momentul să treceți de la zona asta și să mergeți înspre neamă. Și a zis, nu. E un fel de a spune, noi pe Dumnezeu nu-L împărțim cu nimeni. Noi nu-L împărțim cu grecii, noi-L împărțim cu romanii, Dumnezeu al nostru numai. La fel o zis la un moment dat, Suse, o chestie asta pur românistică, Dumnezeu e român. Au avut și el excesele lui, știți, de Dumnezeu e român. Unii au impresia că Dumnezeu e român. A trebuit, dragii mei, uneori doar să facem o mică călătorie, să mergem undeva până într-o țară. Ați auzit în urmă cu duminica cealaltă când a fost aici misionarul ăsta din Africa, fratele Pater. Ați văzut, dragii mei, cât de diferite sunt criteriile de slujire acolo, cât de diferite sunt mentalitățile oamenilor. E același Dumnezeu. Dar noi avem impresia de multe ori că Dumnezeu e român. Dumnezeu nu e român, dragii mei. Și asta nu înțeleg evreii, dragii mei, că Dumnezeu vrea să treacă dincolo. Vrea să treacă dincolo de granițele etnice. Vă duceți aminte de șocul pe care l-are femeia aia samariteană când Iisus Hristos îi spune în Evanghelia după Ioan la fântâna lui Iacov de la Sihar, dă-mi să beau apă. Și aia spune, cum adică? Tu iudeu, cer să bei de la mine cine? Femeia samariteană și spune acolo Biblia, în adevăr iudeii n-au legături cu cine? Cu samaritenii, ăștia nici nu se... Domne, noi evrei și restul lumii, nu există altceva. Și femeia asta e șocată că un evreu stă de vorbă mai mult decât cu o femeie și să ceară ceva. Pentru că oamenii aceștia au fost crescuți, dragii mei, într-un confort în aceste granițe etnice. E, dragii mei, vreau să vă spun, siguranța tradiției este mai tentantă întotdeauna decât suspansul tranziției. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun, Iisus Hristos le vorbește ucenicilor și bisericii din Ierusalim, nu numai, le vorbește despre necesitatea tranziției. Matei, capitolul 28, cu versetul 19. O să vedem acolo, dragii mei, că Iisus Hristos le dă un mandat bisericii și nu e opțiune, e o poruncă. Duceți-vă, le-a zis Iisus. Ce faceți? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Ucenici din toate neamurile. Și dacă vă uitați, dragii mei, evreii ăștia care la un moment dat sunt împrăștiați din cauza prigoanei prilejuită de moartea lui Ștefan, zice Biblia, că s-au dus într-adevăr, au început să se împrăște din Ierusalim, mai apoi din Iudeea să meargă în alte zone, dar propovădeau Evanghelia cui? Numai la evrei! Și Domnul Iisus Hristos, dragii mei, înainte, a priori de asta le spune, mergeți și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.
Predicați și la greci, predicați și la romani, predicați și la daci. Că probabil de-aia a ajuns Andrei pe la noi, are și o peșteră, unii spun, nu știu dacă a stat în ea, dar oare pe aici, în Constanța undeva. Dar oameni buni, știți de ce? Pentru că oamenii nu înțeleg că Iisus Hristos ne-a dat acest mandat, este necesitatea tranziției de la noi spre ei. Mai mult de atât, dragii mei, în fața tranziției foarte mulți oameni se vor refugia mereu și mereu în tradiție. Când e vorba de ceva nou, vă zic, bă, nu-i bun. Întotdeauna vom asocia un lucru nou cu ceva rău. Probabil că v-am mai spus aici, experiența cumva transformării mele în ceea ce privește muzica creștină. Când eu m-am întors la Dumnezeu, aveam 18 ani și ceva, și pe vremea mea, la mine în biserică, Ovidiu Liteanu, da, nu e să evanghelizare, să nu fie fratele Ovidiu Liteanu. Ascultați-mă, cântările lui sunt extraordinare compuse. Dar eu am crescut într-un mediu în care credeam că singurele cântări autentice sunt cele cântate de fratele, mai ales că aveau cântare proaspăt întors din lume, amăgit am fost în lume, amăgit am fost mereu, o știți. Nu mai ascultam. Vreo jumătate de ani s-a fost cântarea mea așa de bază. Nu, acum, după un an de zile mai târziu, ei, când mi-aduc aminte când numi surorile Palinca, și Harul tău, vă aduceți aminte, nostalgici. Am fost la Beuș odată și am auzit Harul tău, bă, am zis, cam bate tare acolo, se aude chitară electrică, bă, ce, deci nu mă simțeam în largul meu. Dar hai că am acceptat și asta. Dar marele șoc l-am avut când am ajuns la institut. În 2004 am ajuns la Institutul Logic Pentecostal din București, m-am instalat, mi-am pus valizele în camera 25 și dintr-o dată în liniștea camerei 25 și când mă rugam acolo Domnului că am ajuns la București, aud un bubuit așa, buf, 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 buf. Am crezut că e de la picamăr. Numai că nu era de la picamăr, m-am trezit așa tulburat din rugăciune, intru pe hol și aud din camera 34, era pe partea aia altă, și aud, buf, buf, buf. Doamne, bă, dar ce aici? M-am dus și am deschis ușa. Erau doi colegi pe care după aia am cunoscut. Prima mea întâlnire cu ei nu a fost foarte faină. Doi colegi erau, țin minte, din Onești și care ascultau Hillsong United. Dar n-ascultau Hillsong United, Hosanna, ci One Way Jesus. Mai un fel de așa de lucruri noi, știți? Bă, când am auzit pe ăștia, opriți-vă, dar nu mustre-vă, am început acolo, din psalm. Bă, dar nu vei rușine, bă, dar aici Institutul Teologic Pentecostal, muzică străină aici, foc străin pe altar. Bă, i-am luat pe ăștia, s-o speriat de mine, oprit că nu știau. Încă nu eram de mult întors la Domnul, mai aveam anumite reflexe. S-o speriat puțin. Mi-aduc aminte cât de întărătat a fost Duhul în mine, la uzul acela. Ca Pavel, cred că la Atena, cu statuile alea. Dar oamenii au început să stea de vorbă cu mine și au zis, Dorel, dar e păcat? Da! Cum adică? Asta e muzică? Tobe! Chitară electrică! Nu m-a știut în vremea. Doar că încet, încet, discutând cu oamenii ăștia, după aia am zis, bă, hai să ascult eu, să văd, să fac cercetare, să le scol ăștia greșelile. Și după muzica de cercetare, venim, bă, parcă faină, mă. Parcă sună, parcă... Bă, parcă mă pot ruga și pe asta. Și totul a consfințit, mi-aduc aminte, cu un concert la Budapesta, Hillsong, unde foarte întârât am dus acolo, pentru că mi-aduc aminte că erau cu lumini din acelea. Prima dată în viața mea când am văzut lumină. Bă, lasă, nici așa ceva. Dar mi-aduc aminte că erau din Brazilia, din Cehia, din toată Europa, erau... Veniți, erau vreo 5.000 de oameni, au fost la Debrețin, la Budapesta, au fost, țin minte, concertul ăla. Și la un moment dat, în jurul meu, țin minte că m-am uitat, am văzut oameni plângând, oameni care se rugau în limbi. Am văzut oameni care erau prăbușiți cu fața la pământ, lăudând pe Dumnezeu, copleșiți de puterea lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu mi-a zis, Dorel, tu crezi că e singurul pocăit de ce? Tu chiar crezi că ești singurul neprihănit dintre toți ăștia, toți ești răi și tu ești bun? Ăla a fost momentul când Dumnezeu a schimbat ceva în viața mea și mi-am dat seama, dragii mei, că sunt lucruri pe care le vedem din ochii tradiției. Și că e foarte greu uneori știu, dragii mei, să mergem în zona tranziției. Dumnezeu, gândiți-vă pentru evrei ce șoc a fost să afle că Duhul Sfânt îi da și la neamuri, nu numai lor.
Gândiți-vă ce de neconceput a fost pentru evrei să înțeleagă că Dumnezeu vorbește și prin greci, că Dumnezeu este și Dumnezeu grecilor, că și grecii vorbesc în alte limbi, numai ei. Ăsta e un șoc mare. Dar, dragii mei, știu că întotdeauna va fi mai confortant, mai reconfortant să ne refugiem în siguranța tradiției decât în, dacă vreți, această incertitudine cumva, tranziția, faptului că sunt lucruri pe care nu le știm. Știți care e ideea, dragii mei? Noi preferăm tradiția în fața tranziției pentru că este o cale validată. E o cale validată chiar dacă uneori nu este validă. Preferăm, spun încă o dată, tradiția în fața tranziției pentru că e o cale validată chiar dacă uneori nu e validă. În sensul că sunt lucruri care nu mai merg. Nu vreau să vă spun, dragii mei, câte discuții am avut cu oameni care m-au întrebat, frate Dorel, ne-am uitat la Geneza. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Zice, frate, e un lucru că trebuie să spun neapărat. Dar cum de începeți voi la ora 10 programul? Frate, zice, nu scrie acolo în Biblie că ăla era ceasul, al nouălea era ceasul rugăciunii. Frate, zic, hai să spun, i-am zis la un frate, uite care e treaba. Știi cât era ceasul al nouălea, la ceasul rugăciunii când se urcă Petru și Ioan în fapte 3 la templul din Ierusalim? E ceasul 3 după mază, pentru că la evrei ceasul al nouălea, de fapt, era numărătoarea aceea de la răsăritul soarelui. S-a uitat la mine, lasă-mă cu teologia ta. Frate, noi de 100 de ani adunăm la 9, nu există așa ceva. Și îți dau seama, dragii mei, că uneori în fața tradiției oamenii nu acceptă niciun argument. De foarte multe ori, dragii mei, ne închistăm în anumite chestii, le facem pentru că sunt din tradiție. Nu pentru că, dragii mei, există neapărat o acoperire biblică lor, dar le dăm o valoare de revelație, asta e marea problemă. Oameni buni, atâtea lucruri care, repet, vin din zona aceasta tradiției. Schimbarea, dragii mei, mesajului, ascultați-mă, e o erezie. Noi nu putem schimba mesajul, dar schimbarea metodelor este o necesitate uneori. Trebuie să schimbăm, dragii mei. Dați-mi voie să vă... Și vreau să specific lucrul acesta, pentru că, dragii mei, noi am făcut din foarte multe chestii tradiționale valori absolute ale cuvântului Dumnezeu. Genul ăla, ascultați-mă, în mod tradițional, domnule, n-ai voie să ai cina Domnului dacă nu ai o perioadă de abstinență, că tot vine subiectul ăsta joi. Domnule, n-ai voie să ai cina dacă n-ai 3 zile de abstinență de la viața intimă. Unde scrie asta? Frate, că îi scrie în Vechiul Testament că David acolo, când a luat pâine, le-a zis la bare preot, a zis că de 3 zile, poftim, acolo e cina Domnului cumva în Vechiul Testament, în contextul ăla, are vă treabă cina Domnului cu contextul din Vechiul Testament? Păi nu, frate, dar scrie că potrivește fain. Păi ce spune oameni buni Biblia? Scrie Biblia, există ceva prescriptiv în direcția asta? Nu, dar noi am promutat-o tradițional. Și știi ce se întâmplă? Le implementăm și altora, domne, musai! Și mai bine vin cispitiți oameni, unii nu iau cina. Pentru că noi, dragii mei, dăm valoare de adevăr în lucruri tradiționale. Hai să spunem un alt lucru, tot legat de cina Domnului. Există biserici, încă ascultați-mă, în care femeile care sunt la ciclu nu au voie să ia cina Domnului. E păcat! Am intrat într-un subiect, am zis că mă bate, am crezut că nu mă pun la învoț să predic în seara aia. Cine mă pune și mă vine să vorbesc înainte subiectul ăsta? De unde e asta, oameni buni? Argumentul suprem, nimic spurcat și întinat nu va intra în cer. Asta e argumentul suprem? Și am zis, frate, bun, am o singură întrebare pentru tine. Ce se întâmplă? Noi crezi în răpire, haleluia. Dar ce se întâmplă? Răpirea în câte valuri? Pentru un singur val, frate, nu există. Cum adică a doua șansă nu mai există? Bun. Nu, zic, ce facem cu surorile care atunci când o să fie în răpire, o să fie la ciclu? Domnul știe, frate. Dar noi le oprim de la cină. De unde vin astea? Tradiție. N-ai voie să mănânci înainte să iei cina Domnului. Știți că v-am mai zis asta. Bă, oameni buni, dacă... Eu înțeleg că tu ai o încredințare, păstrează-o pentru tine, dar nu încerca să îi împui altola. Aici nu aveți... Cine a mâncat înainte de cina Domnului nu poate să ia cina astăzi. Și un verset care zice așa, pe când, Matei 26:26, pe când mâncau ei, Iisus a luat, frate, lasă-mă acum cu teologia. De ce? Pentru că venim, dragii mei, cu chestii din tradiție. Și nu, să nu vă mire faptul, dragii mei, că există o asemenea rezistență la schimbare. David Wilkerson a zis o chestie,
Dacă scoatem tradiționalismul din penticostalism, penticostalismul va însemna viață și putere. Oameni buni, nu sunt adeptul schimbărilor de dragul schimbărilor, numai să schimbăm, să fim și noi în tren, cool cu alții, nu, nu. Dar sunt lucruri care trebuie schimbate și există în același timp o rezistență la schimbare. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun, dragii mei, și dacă vreți, curge logic argumentația asta. Rezistența la schimbare. Dacă nu vrei să faci schimbări din convingere, vei ajunge să le faci prin constrângere. Dacă nu vrei să faci schimbări din convingere, vei ajunge să le faci prin constrângere. Dragii mei, a fost Petru martor la momentul în care Iisus Hristos în Matei 28 i-a spus: duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură, din toate neamurile. A fost Petru acolo sau nu a fost? A fost. În momentul în care Dumnezeu îl trimite în casa lui Cornel, zice: Doamne, eu nu mă duc. Eu nu mă duc acolo. Și Dumnezeu trebuie, dragii mei, să-i poruncească lui, nu că dacă vrei, te duci. Îi dă vedenie, îi dă la un moment dat, îi spune o voce a Duhului Sfânt: du-te! Uite, trei oameni te așteaptă, du-te! Pentru că există lucruri, dragii mei, pe care dacă nu le faci din convingere, vei ajunge la un moment dat să le faci prin constrângere. Biserica din Ierusalim, dragii mei, oamenii așa nu au făcut evangelizare, vă rog să vă uitați, și foarte interesant aspectul ăsta. Biserica din Ierusalim nu a făcut evangelizare din convingere. Oamenii ăștia s-au mulțumit să vină oameni la biserică. O ignorat total porunca lui Dumnezeu de a merge și predica Evanghelia în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Zic: bă, e bine la Ierusalim, suntem mulți, suntem câteva mii, e foarte fain aici, noi aici să rămânem. Și uitați-vă, dragii mei, dacă nu vor să o facă din convingere, Fapte 1:8, ajung să o facă mai apoi prin constrângere, Fapte 8:1, vine prigoana și Dumnezeu îi împrăște și devine evangeliști. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu: cei ce se împrăștiaseră, Fapte 11:19, cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia și propovăduiau, spune cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul. Pentru că dacă nu vrei să o faci de bună, Dumnezeu te poate constrânge să faci lucrul acesta. Există schimbări pe care trebuie să le faci din convingere, dar ascultă-mă, dacă nu le faci din convingere, vei ajunge să le faci prin constrângere. De ce nu vrem, dragii mei, să schimbăm anumite lucruri? De ce avem o rezistență atât de puternică la schimbare? Știți de ce? Pentru că există o frică de necunoscut. Nu vrem să recunoaștem, dar ne este frică de necunoscut și de eșec. Bă, dacă schimbăm asta, dacă nu merge... Și de, mai bine decât să nu meargă, nici nu încercăm. Și vor exista în orice biserică, în orice familie, ascultă-mă, în orice minte umană pe pământul ăsta, va exista câte o șoaptă care o să spună: nu schimbam nimic, că n-are rost. Există o frică, dragii mei, și nu vrem să recunoaștem, dar nu facem schimbări pentru că ne este frică de necunoscut și de eșec. Mai apoi, nu facem schimbări, dragii mei, pentru că nu vrem să ieșim din zona de confort. Pentru că ne-am obișnuit, pentru că merg lucrurile din reflex. Pentru că știm că urmează două cântări, urmează rugăciunea, după aia urmează predica, după aia urmează aia, și nu mai schimbăm, pentru că merge, e mai ușor să mergi din reflex decât să schimbi ceva. E mai ușor, dragii mei, să te duci din inerție. Și înseamnă, dragii mei, de foarte multe ori să faci schimbări, să ieși din zona ta de confort. Da, îi fain Ierusalim, te cunosc toți oamenii. Mergea Petru: Doamne ajută, fii binecuvântat. O, Petre, fii binecuvântat. Îi fain să te cunoască în Ierusalim toată lumea și să te duci în Antiohia unde nu te cunoaște nimeni. Asta înseamnă să ieși din zona de confort. Schimbarea întotdeauna înseamnă să ieși din zona de confort, înseamnă să depui efort. Și unora nu le place asta. Mai apoi, dragii mei, adevărul este că foarte mulți oameni nu au motiv pentru care nu vor să facă schimbări și sunt rezistenți la schimbare. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, e vorba de mândrie la mijloc și de egoism. Unde e mândria? Nu vor să recunoască că, de fapt, dragii mei, ceea ce fac ei nu mai merge. Nu vrem să ne admitem propriul eșec. Bă, nu merge, înțelegeți că nu merge. Nu, domnule, merge. E doar o perioadă de criză, dar Domnul ne-a promis, am avut 20 de prorocii că o să vină vremuri bune. Și nu schimbăm nimic. Pentru foarte mulți oameni, din cauza mândriei, a schimbat ceva înseamnă să recunoască că sunt slabi și că n-au făcut ceva bine. Și mai bine să rămâi cu imaginea, cu impresia de multe ori, decât să schimbăm ceva fundamental. Sau dacă vreți, foarte mulți oameni nu schimbă pentru că există anumite exemple negative din viața lor din trecut. Au încercat, am 10 ani, nu mai încerc în viață. Howard Hendricks este unul dintre cei mai onești comentatori și teologi ai generației. A zis în felul următor, și vreau să vă citesc ce spune omul ăsta pentru că m-a pus pe gânduri. Din cercetări serioase, reiese faptul că în fiecare biserică, atenție, există un procent de aproximativ 16%, în orice biserică există un procent de 16% de oameni
care nu se vor schimba niciodată. 16% din biserică spune niciodată nu... Poate să vină Duhul Sfânt, poate să vină porumbei, poate să aibă vise, nu se vor schimba niciodată. Tragedia, spunea el, este că din cauza celor 16% și care culmea sunt foarte vocali, spunea el, văd zilnic oameni, lideri, biserici, cedând și abandonând proiecte bune la care Dumnezeu îi cheamă. Spunea el, singura soluție este să ne refocusăm spre cei 84% care văd nevoia de schimbare și de la care să primim încurajare. Din ce categorie faci parte? 16% știți care e deviza românească? Pe aici nu se trece. Pe aici nu se trece. Dați-mi voi să vă dau două modele în antiteză, foarte simplu, succint. Amândouă personajele încep cu I, mai ușor de reținut, Iosia și Iona. Unul face schimbări din convingere, altul prin constrângere. Că dacă nu vrei din convingere, vei ajunge să le faci prin constrângere. Vă rog să vă uitați la Iosia. 2 Cronici, capitolul 34, începând cu versetul 1. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că acest împărat a ajuns foarte de tânăr. Câți ani avea? 8 ani când ajunge împărat. 8 ani și a domnit 31 de ani în Ierusalim. Fiți atenți, versetul 2. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, a făcut ce este bine înaintea Domnului. Ăsta a schimbat ceva. Și o să vedeți cât i-a schimbat. Nu s-a bătut, zice, de la căile tatălui său, da, veniți noaptea în stânga. Mai departe, versetul 3. În al 8-lea an al domniei, pe când era tânăr, a început să caute, pentru la 16 ani îl caută pe Domnul. Mai mult de atât, în al 12-lea an, fiți atenți, avea 20 de ani. 20 de ani. La 20 de ani, Iosia zice, e vremea schimbării. Ce schimbăm? Punem mâna pe baros, spargem tot. Templele Astarteilor, templele Baalilor, distrugem tot. Facem praf, schimbăm, reformăm țara. 20 de ani. Acum, dragii mei, sunt ferm convins că lângă Iosia au fost niște consilieri care au zis în felul următor, bă, unu, ești prea tânăr, stai cu minte. Nu schimba. Ăsta e un motiv bun să nu faci schimbări invocând ce? Vârsta. Bă, mă, e prea tânăr. Încă nu-i vremea. N-ați auzit genul ăla? Vii cu argumente, trebuie să facem. Nu-i vremea, frate. Apoi, gândiți-vă un alt argument pentru care omul ăsta putea să nu facă nicio schimbare. E prea riscant. Știți că tatăl lui a fost ucis de către popor? Și se zicea, bă, eu nu vreau să sfârșesc ca tata. Dacă mă fac nepopular, poate că capul lui moțoc vrem. 3. Putea să spună foarte simplu, știi ceva? Eu nu am produs starea asta în popor. Nu eu, bunicul meu Manase, tatăl meu Amnon, ei sunt cei care au contribuit, dar eu doar am moștenit, dar nu am generat situația asta. Putea Iosua sau nu să se scuze? Foarte bine. Și cu toate acestea, Iosua nu recurge la scuze politicianiste, Iosua ia măsuri și schimbă. Și de ce? Pentru că o face din convingere. Poți să fii un Iosua care faci schimbări din convingere sau poți să fii un Iona care vei face schimbări prin constrângere. Noi știm, predica Costel nu de mult, cu cât mare drag s-a dus Iona. Am o vie dorință să ajung la Iona, să ajung la Ninive, nu-i așa? Foarte mult și-o dorit. Printr-o furtună, în pântecele peșterului 3 zile, foarte mult și-o dorit să ajungă la Ninive. Dar Dumnezeu, ascultați-mă, dacă vrea să schimbe ceva, o face fie prin convingere, te convinge, dacă nu te constrânge, pentru că te iubește. Vreau să te gândești în această zi, în ce poziție ești? Știi că trebuie să faci niște schimbări în propria ta viață. O faci din convingere, e mult mai bine. Dacă vei ajunge să faci prin constrângere, va fi mai rău, să spun de ce. Nu vei face cu inimă, doi la mână. Până atunci s-ar putea să pierzi foarte multe oportunități. Am întâlnit atâtea situații, dragii mei, de oameni care au ajuns să facă schimbări din constrângere. Bă, când ne pleacă tinerii de la biserică, hai să schimbăm ceva. Când nu se mai pocăiește nimeni, hai să ieșim în afara bisericii, să facem evanghelizare. Și uneori, dragii mei, adevărul este că nu vom face schimbări decât în momentul în care vom fi constrânși de situații. Dar cred că e mult mai sănătos biblic să o facem din convingere. Nu s-o niciodată, am fost undeva în diaspora, în Italia, am fost la o seară de tineret. Am fost un weekend întreg la biserică, dar sâmbătă era seara de tineret. Nu știam prea multe despre biserica aceea, am fost doar sunat, m-a sunat de mai multe ori, frate, vreau să vin la evanghelizare și la tinere. Bun, am venit. Țin minte, am aterizat la aeroport, a venit fratele păstor, avea 60 și
4-65 de ani. S-a uitat la mine și primul, mă, dar tânăr ești. Și nu știu ce era să zic eu, mă, dar... Am dat mâna foarte sobră, foarte sobră. Pacea Domnului, pacea Domnului. Ne-am așezat. De la aeroport până la biserică am făcut un ceas jumate, a fost tăcere. Nu am scos trei cuvinte. Foarte sobru. Ajungem în fața bisericii. Ne dăm jos frate Dorel. Urmează să aibă loc seara de tineret. Ok. Eram foarte bine primit. Mi-aduc aminte că am intrat... Seara pentru mine a fost o revoluție totală. Intru în biserică și văd vă doi, trei frați acolo, mai în vârstă. Și primul lucru pe care îl face păstorul, tu ce cauți aici, mă? Eu eram în spatele lui. Ce cauți, mă? Afară! Dar frate, vreau să... Nu, afară! Ăsta nu era, era secretar de partid acolo. Zic, Doamne, unde am ajuns? La unul zice, dar tu ce cauți? Tu ești tânăr? Nu, afară! Doamne, Doamne, urgan, Doamne, fă să fie... L-am mai văzut pe unul și tu, afară, acum. Dar frate, afară, nu discutăm, afară. Bă, am zis, nu, doresc să s-o uita la mine. Ce vreau să afară și tu ce... S-o uita la mine și a zis... Frate, doresc, zice, n-am crezut că o să ajung vreodată să cred asta, dar zice, ascultă-mă aici. Mă, zice, eu am venit eu la tineri, ăștia nu discută cu mine niciunul. Am încercat, frate, studii pe romani. Am încercat, nu am mers din... Frate Dorel, oamenii ăștia, deci nu s-o deschid, nu vorbesc cu mine, de-aia fii atent ce facem în seara asta. Eu plec, deci nu o să fiu aici. Te las pe tine. Tinele, nici predicozezi, lasă-ți tema, nu nicio predicoze, ascultați-i, zici. Frate Dorel, ăștia au întrebări. Bă, trimiteți bilete, dacă n-aveți curaj, dar trimiteți ce aveți probleme până cap. Aici, frate Dorel... Când terminați, mă anunțați și plecăm la o pizza și la o cafea, frate Dorel. Aleluia! Oameni buni, o ieșit fratele din biserică, am rămas 3 ore jumate, aproape 4, la programul ăla. Pentru mine a fost ceva revoluționar. Adică și au fost cele care, pentru prima dată, uite, putem, ne deschidem, spunem asta, facem asta. Și am vorbit după aia cu fratele păstor. Și o lua și-l feedback-ul și era foarte mulțumesc. Frate Dorel, zice, am crezut mult timp că trebuie să fac așa, că trebuie să fac așa, că trebuie să țiu. Dar mi-am dat seama, zice, că nu merge. Mi-am dat seama că pierd generația asta. Mi-am dat seama, zice, până când mi-am dat seama din tineri pe care am crezut că sunt foarte ok și mi-am dat seama că sunt pe lângă. Și-o zice, frate Dorel, la 64 de ani, mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva. Că nu mai merge. Pentru că, ascultă-mă, dacă nu o să faci schimbări din convingere, le vei face prin constrângere. Și nu cred că îți dorești lucrul ăsta. Dar ultimul lucru pe care vreau să subliniez, dragii mei, este următorul aspect și cu asta vreau să închei. Rezistența la schimbare. Dacă îți vei schimba însă gândirea, Dumnezeu va face lucrul la care nici nu te gândești. Dacă îți vei schimba gândirea, Dumnezeu va face lucrul la care nici nu te gândești. Asta poate să facă Dumnezeu. Dar ascultă-mă, ca să înțelegi ce pregătește Dumnezeu pentru tine, trebuie să încetezi să mai rămâi ancorat în tradițiile tale, în trecutul tău, în gândirea aia uneori obtuză, care e refractară la orice schimbare. Vreau să vă uitați puțin, dragii mei, cât de greu se schimbă anumite lucruri, cât de greu își schimbă gândirea oamenii. Gândiți-vă, Petru vine și le spune iudeilor care îl cheamă, o zbă, ai fost în casă la un eteat împrejur și ai mâncat cu el? Da! Dar hai să vă spun cum s-a întâmplat. Și după ce le spune că Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu, zice că oamenii ăștia au zis ce au zis. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăințe ca să aibă viață. Deci Dumnezeu poate să lucreze diferit și în momentul ăsta oamenii înțeleg, dragii mei, că trebuie să-și schimbe gândirea. Dar nu toți au făcut-o. Pentru că imediat după aceea, zice cuvântul lui Dumnezeu, au zis că cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul cui? Numai iudeilor! Există oameni, dragii mei, ascultați-mă, care deși Dumnezeu le vorbește și argumentat că trebuie să facă niște schimbări, nu vor schimba nimic în viață.
Există însă oameni, dragii mei, care iau inițiativă, există oameni care își schimbă gândirea și spune Biblia, totuși, versetul 20, că aici e focusul și aici începe istoria bisericii din Antiohia, pe care o să o vedem în săptămânile următoare. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Creta care au venit în Antiohia, au vorbit grecilor, le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus, mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Dumnezeu. Și se întâmplă lucruri supranaturale, știți de ce? Pentru că există o categorie de oameni care înțeleg că trebuie să se schimbe. Există o categorie de oameni care renunță la barierele confesionale, la barierele acestea etnice, la barierele acestea ale preconcepțiilor. Există oameni care înțeleg că trebuie să împlinească poruncile, nu prescripțiile tradiției. Și când ascultă-mă ce spun, când îți vei schimba gândirea, Dumnezeu va face lucrurile care nici măcar nu te gândești. E foarte interesant că trezirea din Antiohia, cea mai mare trezire după cea din Ierusalim, dragii mei, și o trezire care e gestionată bine și care, ascultați-mă, biserica din Antiohia va influența toată lumea, o să vedem mai departe, inclusiv pe la noi astăzi. Sunt implicațiile, reverberațiile bisericii din Antiohia, ce se întâmplă acolo. Biserica care trimite misionari, biserica care cucerește teritorii întregi pentru Hristos. Știți de ce? Pentru că există niște oameni care își schimbă gândirea. Totuși, printre ei, zice Biblia, au fost niște oameni care s-au dus și au predicat și la greci, pentru că au auzit marea poruncă, mergeți la orice făptură din orice neam și propovăduiți Evanghelia. Și când îți vei schimba gândirea, vedea lucrurile care nici măcar nu te gândești. Știți însă unde e o mică mare problemă de fapt a noastră? Noi confundăm rearanjarea cu schimbarea. Noi uneori rearanjăm anumite lucruri în viață, gata, aia nu e schimbare. Sau de foarte multe ori, dragii mei, confundăm faptul că ne descurcăm cu schimbarea. Unii oameni nu se schimbă, de fapt se descurcă. Sau rearanjează anumite lucruri în viața lor, dar nu există o schimbare reală. Pentru că, dragii mei, schimbarea gândirii vine nu prin conformare, ci prin transformare. Spun încă o dată, schimbarea gândirii vine nu prin conformare, ci prin transformare. Roman 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ce să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nu vă potriviți, ci prefaceți-vă. Există două moduri de a privi lucrurile, conformare sau transformare. Conformarea, dragii mei, acționează din exterior spre interior. Ne conformăm. Bă, vii la noi în biserică, te conformezi. La noi e așa. La noi în casă e așa, săracul ginele. La noi e așa. Nu știu cum o fă la maică ta, dar aici în casă, la noi, așa e treaba. Te conformezi. La noi în societate e așa. Și de foarte multe ori punem accentul pe conformare. Conformarea vine din exterior spre interior. Așa acționează. Transformarea vine din interior spre exterior. E ceea ce Duhul Sfânt face în tine. E ceea ce Dumnezeu așează în tine. E mintea care o schimbă Dumnezeu. E înnoirea aceea omului din înăuntru și care îi radiază în exterior. Și ascultă-mă, când ești înnoit în Duhul, când ești schimbat în omul dinăuntru, nu o să-ți mai pese atât de mult de conformările pe care oamenii vor să ți le pună în viață. Vei acționa uneori într-un mod atipic pentru anumiți oameni. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu stă în șabloanele noastre. Pentru că Dumnezeu face ce vrea. Închei spunându-vă o poveste care m-a marcat și pe care știu că e posibil să vă fi spus în biserică. E povestea unui pastor dintr-un oraș din Arizona. Roger Berrier este numele lui. Un pastor care de 20 și ceva de ani conducea o biserică, păstorea o biserică cesaționistă. Biserică evanghelică, dar cesaționistă. Ce înseamnă biserica cesaționistă? Există două curente. Cesaționism și continuaționism. Noi penticostale suntem continuaționiști, adică noi credem că Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt, darul profetic, darul vindecărilor, darurile acestea continuă și după moartea ultimului apostol sau încheierea canonului Noului Testament. Cesaționiștii consideră că după moartea lui Ioan, ultimul ucenic,
Mai apoi, după consemnarea cele 27 de cărți canonul Scripturii, nu mai e nevoie, pentru că avem tot ce ne trebuie aici. Ok. Povestea Roger Berrier, mărturia lui șocantă. Peste 25 de ani am păstruit o biserică foarte faină. Predicam în fiecare duminică, dar zice, am avut o mare frică. 25 de ani mi-a fost frică de un singur lucru. Suntem o biserică a Bibliei, facem exegeze pe Biblie, avem studii biblice. 25 de ani am făcut exegeze pe toate textele. Dar erau unele care am strănutat când le-am abordat. Dacă m-am temut de un lucru, m-am temut de ziua în care să nu vină cineva la mine să spună, frate, uite ce scrie în Iacov, capitolul 5, cu versetul 13. Puteți să afișați. Dacă este vreunul dintre voi în suferință, să se roage. Dacă este vreunul cu inimă bună, ce să facă? Să cânte cântări de laudă, mai departe. E printre voi unul beteag. Să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el și după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Am zis, mă, o singur lucru mi-a fost groază. Să nu cumva să vină careva cu versetul ăsta la mine să-mi ceară să-l pun în aplicare. 25 de ani, zice, frica așa l-a relantit, dar am ținut-o. După 25 de ani de pastorație, într-o zi vine la mine la birou o soră, programată la consiliere. O soră cu un CV medical gros, deci numai problemă din problemă medicală. Nu știu câte boli ducea săraca. Și zice, frate Roger, nu mai pot. Frate Roger, am gânduri, o zis, uneori am gânduri să... Și efectiv nu mai văd sens la viață. Îs deprimat, îs la pământ, o zis. Frate Roger, pentru prima dată în viața mea, i-am zis lui Dumnezeu că decât să mă mai sufăr în halul ăsta, mai bine să-mi ia viață. Și o zis, empatizam cu femeia asta. Frate Roger, ce să fac? Roagă-te Domnului. Domnul lucrează, Domnul să-ți dea putere. Nu, frate Roger, vreau să spun ceva, zice. Am citit ceva, zice, azi noapte că nu mai pot dormi de durere. Și unde am citit? Unde? În Iacov. Ce ai citit în Iacov? Am citit, frate, în Iacov 5 cu 13 până la 15, că zice că dacă ești bolnav, să vin la prezbiter și să mă ungi cu un de lemn. Frate Roger, am dorința asta să-mi faci ungerea și mie cu un de lemn. Să-ți fie frică de Biblie. Soră, știți noi, frate, lasă-mă cu noi. Soră, tu nu înțelegi, noi ca biserică avem un... Frate, nu mai pot, tu înțelegi? Nu mai rezist, mie îmi faci ungerea cu un de lemn, punct. Când a pus aia problema, o zis Roger Berrier, soră, bine, vine mâine, am comitet la 6, hai la 5. Zici și făcut. Sună Roger Berrier pe frate, bă băieți, avem o problemă, dar fii atent, o facem să nu știe nimeni. Ce? Trebuie să-i facem ungerea. Ce? Frate, măi, Isora, voi știți, Mary, trebuie să... Frate, dar... Bă, nu mă interesa. Bă, îi facem că nu... Bă, trebuie să-i... Nu știu, dar nu știe nimeni. Nu mai spune la nimeni. Bun. O zis. L-o sunat pe secretarul bisericii, o zis, fiate, înainte să vii la biserică, la 5, zice, bagă-te pe la un store, la un magazin și ia un litru de ulei de, ulei de măsline. Un de lemn. Ia un... Ajunge un litru, cred că ajunge, zis. Nu știm cum e cu asta. S-a ajuns la birou, sora noastră Mary pe la 5, era tot comitetul, fai, frate. No, zice, faceți-mi ungerea. O zis, soră, bun. Unul zice, l-am pus pe unul să citească din Iacov. Este unul printre voi cu o voce scăzută, parcă i-a pierit vocea, o zis. O zis, după aia, zice, soră, zice, pune-te pe genunchi. Am pus-o pe genunchi, am luat sticla aia. Și a zis, ce trebuie să, trebuie să turnăm, no. Cum e cu creștetul? Am dat, zice, la un moment dat, după, cred că a fost jumătate de litru, cred că ajunge. Aia a fost ungere totală, acoperire totală a fost. A zis, no, bun, cred că ajunge. Zice, ne-am pus mâinile, toți eram de ulei, ne-am rugat, Doamne, Tu știi că noi nu obișnuim asta, dar, Doamne, eu știu că ei suferă. Doamne, fă Tu ceva, Doamne. Amin.
trei role de șervețele pe acolo, nu, sora mea s-a dus unsă toată. Nu s-a întâmplat nimic. M-a luat comitetul. Cine te-a pus, mă, pe tine? Dar frate, ce ai făcut? Dar cum ai putut? Dar cum ai, bă, zice, lăsați-mă, că n-am putut. Nu mai scap de ce să fac? Bun. M-am dus acasă, zice, Doamne, m-am pus, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, nu puteam să dorm, îmi pare rău, Doamne, că am cedat, când pare rău, Doamne, că am făcut asta, Doamne, mă pocăiesc, în viață nu mai fac, toată noaptea eu n-am dormit nimic, Doamne, iartă-mă. A doua zi, pe la 9, primesc un telefon de la sora Mary. Frate Roger, zice, ești la spital, aoleu, cred că e mai rău, zice, zicând, dar frate Roger, zice, vreau să-ți dau o veste bună. S-a întâmplat ceva cu mine azi noapte, zice, în timp ce am dormit, în timp ce m-am pus să adorm, am auzit o voce care mi-a zis, Mary, rugăciunea ta a fost ascultată, ești vindecată în numele lui Iisus Hristos. Și o zis, am venit la spital, că eu zice, eu, și eu zice, vreau să verific de două ori, să fiu sigură. Eu zice, frate, zice, uite, boala aia, vă 40, nimic. E ceva ce nu se poate explica. La investigații mai fac, aștept analizele. S-a rămas șocat. După câteva zile și mai apoi încă o săptămână de investigație, au venit rezultatele. Inexplicabil, femeia asta a fost vindecată. Inexplicabil medical, explicabil spiritual. Nu fiți atenți, a dus-o Roger Berer pe sora Mary la comitet și a zis, ascultați aici, sora Mary, vorbește tu. După aia, zice, am dus-o în fața bisericii. Eu zbam, mă vești și vă predic de 25 de ani. Ok. Dar zice, cum pot să contrazic asta? Și a zis, Roger Berer, ascultați aici. De atunci și până astăzi, câțiva ani buni de zile, biserica aceea din Tucson, Arizona, la fiecare slujbă, fac ungerea cu un de lemn. O zis, să fim siguri că nu scăpăm pe unul. Și a zis, Roger Berier, ador, auzi ce a zis, nu vine să crezi că spun asta, dar ador să calc peste tradițiile mele și să-L văd pe Dumnezeu la lucru. Să-L onoresc pe Dumnezeu. Dragii mei, vreau să ne ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm Domnului. Pentru că ascultați-mă ce vă spun. La nivel de biserică, la nivel poate de familie, la nivel personal, sunt anumite zone în care există probabil rezistențe în viața noastră. Și întotdeauna, ascultați-mă, trebuie să identificăm ce fel de rezistență, dacă este una sănătoasă sau dacă este una în care pur și simplu ne împotrivim ca Dumnezeu să lucreze mai mult și mai adânc. Eu nu știu, ascultă-mă, care sunt formele tale de rezistență. Eu nu știu cât de mult poate validezi o tradiție în locul tranziției spre lucrarea lui Dumnezeu. Eu nu știu care sunt șabloanele în care uneori am intrat și ai intrat și tu, dar știu că în această zi noi trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă schimbare. Dragii mei, dacă ceva poate să schimbe ceva viața unui om, dacă ceva poate să schimbe viața unei comunități, dragii mei, nu-i conformarea, ci este transformarea. Este acea transformare pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Adevărul, dragii mei, există lucruri pe care noi nu le controlăm și nici nu le putem controla. Nici nu a chemat Dumnezeu să le controlăm. Există zone în care Dumnezeu te trimite. Există lucruri pe care Dumnezeu le schimbă. Gândiți-vă, dragii mei, că din Antiohia, dragii mei, unde spune Biblia că Evanghelia ajunge la greci, grece, dragii mei, vorbeau limba greacă. Limba greacă era, dacă vreți, limba engleză a vremii. Și în limba aceea, dragii mei, se răspândește Evanghelia în întreg Imperiul Roman și nu numai. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu dărâmă bariere lingvistice, Dumnezeu dărâmă bariere culturale, Dumnezeu dărâmă bariere, ascultați-mă, ziale uneori bisericești, Dumnezeu dărâmă anumite garduri, anumite ziduri dintre noi, știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să schimbe. Să înțelegi un lucru, că Duhul Sfânt, dragii mei, nu-i numai la Biserica Pentecostală, că Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze unde vrea El. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu, ascultați-mă, există forme de închinare pe care noi le avem în România, dar care nu le găsim în Africa sau în Asia. Și ascultați-mă ce vă spun, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu e suveran să aleagă ce vrea. Dar întrebarea este, când Dumnezeu îți vorbește clar ca lui Petru, du-te acolo, te duci? Sau o să continui să rămâi la nici de cum, Doamne? Îți unii, ascultați-mă, care deși înțeleg că e o nevoie de schimbare reală, îmi vreau să spun, niciodată, Doamne, eu nu fac asta. Niciodată să nu spui. Niciodată în anumite lucruri. Poți să spui Domnului, în mod specific, care e nevoia ta de schimbare astăzi?
Haideți să intrăm în rugăciune. Și dacă trebuie ca Dumnezeu să facă lucruri noi în viața ta, spune-i: Doamne, vreau să fac lucruri noi. Poate nu-s pregătit, poate nu le-am anticipat, dar sunt la dispoziția ta. Doamne, te rog, lucrează. Și ce-mi doresc? Dragii mei, nu-mi doresc în Biserica Geneza nimic altceva decât, dragii mei, ca Dumnezeu să ducă schimbarea pe care l-o vrea. Dumnezeu să conducă El lucrarea aceasta. Dumnezeu, dragii mei, să facă tranziția asta în viața noastră, dragii mei, din un anumit fel de gândire la felul dumnezeiesc de gândire. Și nu uitați un lucru, Duhul lui Dumnezeu schimbă, dragii mei, din interior spre exterior. Mă rog ca Dumnezeu să cerceteze inima în această dimineață. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze în inima ta, dragii mei. Vreau să ne rugăm Domnului, intrăm cu toți în rugăciune și vreau să ne închinăm înainte lui Dumnezeu, pentru că e nevoie de schimbare. Spune-i Domnului: Doamne, nu s-au întâmplat lucruri în viața mea, n-au venit binecuvântări anumite în viața mea. Nu au fost schimbări pentru că am fost rezistent, pentru că sunt încăpățânat. Trebuie să recunosc, Doamne, că am fost prea încăpățânat, că m-am opus lucrării tale, că m-am opus, Doamne Dumnezeule, că am zis că nu, doar aici. Ascultă-mă ce spun, nu tu îi spui lui Dumnezeu unde să lucreze. Dumnezeu e cel care te trimite. Dumnezeu e cel care stabilește locul. Dumnezeu e cel care stabilește strategia. Roagă-L pe Dumnezeu să descopere lucrul acesta. Și Hristos a spus: duceți-vă! Eu preferam să rămân la Ierusalim. Și de aia trebuie să se nască Antiohia. Pentru că e biserica care înțelege pe Dumnezeu. Haideți să ne rugăm, Domnului, să fim acea biserică care înțelege pe Dumnezeu, care face lucrarea lui Dumnezeu. Să fii tu, familia ta, familia care înțelege pe Dumnezeu, familia care duce schimbare, prin care Dumnezeu schimbă. Înainte să schimbăm, trebuie să ne schimbăm pe noi, dragii mei. Haideți să ne rugăm Domnului.